Bună, prietenilor! Cum e mai viața voastră? Ce mai ziceți? Nu prea am ieșit de două săptămâni, că cauciucurile mele sunt cam duse. Nu vin până săptămâna viitoare, deci gata, m-am supărat. Trebuie să ies cu motorul și eu. Mă duc cu domnul Nechedut, cu un prieten de-a nostru, și i-a venit cineva din România la Nechedut. O surpriză. Mă, nu știu dacă pot să zic sau nu. Un subscriber de-a lui, subscriberiță de-a lui Nechedut. Subscriberiță. Aici e strada mea, care am făcut, uite, stâlpul meu, uite-l aici, super, încă e intact. Ghinionul meu. Ce să vă zic, acum vreo săptămână sau două m-a sunat avocatul și mi-a zis că doamna a făcut contestația amiabilă falsă. Cu semnătura mea, cu tot, ca și cum i-ar fi de acord, că eu sunt de vine și am mutat accidentul cam cu vreo 50 de metri, ca și cum ea n-ar fi ieșit de pe nicio stradă. Ea mergea drept și eu i-am venit în spate. Deci am un foarte mare respect pentru italieni din cauza asta. Cineva își bate joc de tine. S-a fi gândit prost, aică. Și așa, ăsta e român. N-are el treabă să duce România, dă-l încărnat să mănânce. Facem noi ce trebuie să facem. Și îmi și aia banii de pe daunele ce le-au făcut, că tot are numai o gaură cam atâta în spate. În fine. Deci au trecut 8 luni de zile, aproape 7 luni, de când mi s-a întâmplat accidentul și n-am luat nimic, despăgubiri sau niciun ban, spitalizare, prostii din astea, zile pierdute. Din cauza lui doamna aia, care nu o pot numi doamnă, și din cu chestia asta m-a futut. Eu strada asta o cunosc foarte, foarte bine, că aici prin apropiere stau și deci o cunosc, știu ce înseamnă fiecare groapă tâmpită de aici, fiecare curbă, fiecare... Nu te poți aștepta ca cineva să iasă așa fără să uite. Și dacă e să se opresc puțin la mijlocul drumului, să se uite, bă, mai bine vreun prost din partea dreaptă sau schimbie, nu? Plus că e o frânat acolo. O frânat chiar înainte de ajunge eu. Când oricine trebuie să accelereze, nu? Normal, te băga și te duc, nu? Ea nu, mi-a frânat.
asta mi-e mai mare oftică. Săptămâni fără motor aproape, oh, ce bine e să fii pe el acum, ce nașpa e să te simți, să-l ai în curte și să te uiți la el cât e de mândru, frumos și nervos. Nu vreau să că trebuie să intrești, băi, bulangiule, ce pune morții și francezii. Te baci. Să uit așa ca un idiot. Bă, care fac grătare aici, bă? Când vine să mă opresc, să mănânc tot. Mă duc la Naked și mănânc. Care-mi face o grătar, mă? Oh.